Deci, salutăm pe lume? Hai, fără de... Pui și tu o muzică pe fundal, dacă vrei. Bine, punem o muzică pe fundal. Schimbăm aceste stopuri la un Golf 6, nu? Am dat cu niște spray de contacte. Acum punem becurile la loc. Funcționește. Nea Petre, nu râdea! Ne asigurăm că avem multe mâini. Da, bine, la desfăcut ar trebui mai multe, că are foarte multe cleme, pe toate laterale are clemele astea. Am fost trei ca să-l desfac. Da, ar trebui să punem, nu, cârpa sub sticlă, așa să fie Golf 6 nou. Au intrat toate? Nu. Nici măcar unul. Sigur le-ai băgat cum trebuie. De ce zici că nu? Da, nu, că n-ar trebui să meargă greu, știi? De aia zic. A, uite, ar intrat și ăsta. A intrat toate clemele cum trebuie. Bun. Mergem să-l montăm afară. Revenim. Și aici este locul cu pricina. Cum să bagă? Să împinge pur și simplu, nu? Probabil. Da, se N-am pune pe încercat. Poziție, se pune pe poziție și se împinge acolo. Ar trebui să fii atent la clemele astea, nu? Să intre în... Are și jos? Are și jos clema asta. Să intre în ala și asta de aici, de pe laterală, să intre în asta. Nu, cred că trebuie dat mai așa. Așa, aici puțin sus. Foarte ușor intră. Și acum, hai să vedem și în spate. Trebuie băgată mufa și pus șurubul. Bagă șurubul în gaura lui. Se răsucește, are și un arc ca să nu se derăsucească, să nu se desfacă de la trepidații. Bine să fii stângaci când schimbi în partea dreaptă. Ce nu-mi place, n-am mai văzut asta la alte mașini. Când are o gură de vizitare ceva, trebuie să dai tapiseria la o parte, cred că e suficient, nu? Nu mai mișcă. Mai strâng dacă începe să trepideze, știi de unde e. Știu, domnule, acum. Băga mufa? Da. Și asta ziceam, tapiseria foarte aiurea, e iasă afară, n-are și el o gură de vizitare ceva. Dar ne străduim să o punem înapoi, să nu arate rău. Bun!